facem astă seara aici e absolut extraordinar, pentru că faptul că suntem așa de mulți oameni interesați de artă la un loc și faptul că ne-am aliniat cu toții pentru a sublinia, pentru a observa, pentru a felicita un artist contemporan, este cu adevărat inedit în România. Și ceea ce ne dorim în Casa de Licitații Vikart este următorul lucru. Ne dorim ca un astfel de demers sau un astfel de eveniment, așa cum este ăsta, să fie unul normal, să fie unul cotidian, să fie unul care se întâmplă de obicei, să mai fie nimic ieșit din comun. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să văd lucrările ale doamnei Rodica Toth Poiată, plăcându-mi pur și simplu vizual și neintrând prea mult în amănuntele și în substratul creației domniei sale. De când cu catalogul conceput și scris de Lucia Stanciu, am început să mă uit mai cu mare atenție și să încerc să ajung la, hai să spun, la, nu la scheletul operei, cât mai mult în mintea și în sufletul acestei creatoare. Mă regăsesc în tablourile domniei sale ca într-un rol de terapie sufletească, ca un refugiu în fața unui sentiment de fragilitate accentuată. Mă regăsesc ca în opera, ca într-o operă sub forma Adiere unui șa. A fost titlul unei expoziții acum ceva timp. Este o artă cu totul aparte, într-un stil dedicat frumuseții feminine, aproape hermeneutic. Din acest punct de vedere, o știință a interpretării niciodată epuizatului și eternului misterios și frumuseți feminine. Artista spunea la un moment dat că artistul nu este un supraom, este doar acela care a reușit să dea formă plastică frumusețile pe care Dumnezeu le-a sădit în sufletul fiecăruia dintre noi. Iar restul poveștii artei sale și fiecăruia dintre noi ne revine nou, acelora care am putea să ducem la sfârșit o poveste fără de sfârșit. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru că în fiecare mesaj am avut toți prietenii mei dragi și iubitorii de artă sunt toți prietenii noștri la artiști. Să mulțumesc și participării pe studioaselor personalități de față, doamnei Dragu, doamnei Mariana Dragu, doamnei Adina Rența, domnului Alin Poșa, pentru tot ce s-a spus frumos aici, cuvintele frumoase adresate creației mele, colaborării dintre noi și activități artistice în general, și apoi mă văd la ei. Doamne Lucia Stanciu, îi mulțumesc în mod deosebit pentru că de la dânsa a plecat ideea acestui proiect și grație oamenilor ca dânsi, dânsa și cu colectivul de la Vikart, Casa de Licitații, au muncit asidu pentru elaborarea acestui album și grație dânsilor există această mișcare de a promova arta în rândul iubitorilor de artă, prin expoziții, prin licitații și, iată, prin albume de artă. Pentru mine personal, acest album are o valoare infinită, adică echivalează cu un vot de încredere în talentul meu și în impactul pe care imaginile lucrărilor mele îl pot avea în rândul iubitorilor de artă, ale colegilor mele. Și, într-adevăr, este o satisfacție enormă să văd atâtea lucrări, fiecare din epocă diferită a creației, adunată toate să face aș putea. Stimați invitați în calitate de autor al acestui album de artă, dedicat artistei Rodica Toth Poiată, și în calitate de organizator al acestui eveniment, dați-mi voie să vă spun și eu bună seara și bine ați venit în sediul Casei de Licitații Vikart. Am să spun câteva cuvinte despre albumul de față și sper să vă stârnesc curiozitatea, să vă stârnesc interesul de a-l citi, de a-l răsfoi și de a privi reproducerile lucrărilor
din acest catalog. Albumul de față urmărește în câteva capitole distincte, viața și creația pictoriței și poate momentele cele mai importante din cariera sa. Vorbim despre expoziții interne și internaționale, vorbim despre aprecierile unor distinși critici și istorici de artă, precum Cornel Gradu Constantinescu, Marius Tiță, aici de față, căruia îi și mulțumim pentru prezență, Tudor Octavian, Mariana Dragu, Maria Cârneci, Mimi Necula de la TVR1 și Pavel Șușară, care anul trecut a și curatoriat expoziția Rodicăi de la Căminul Artei, moment în care noi două ne-am și cunoscut. De asemenea, dacă veți răsfoi albumul, vă puteți bucura de circa 180 de lucrări semnate de către artistă. Mai toți criticii de artă au catalogat-o pe Rodica Toth Poiată ca fiind un pictor figurativ, reușind să ofere o simbolistică unică a acestui stil. Mai mult decât atât, eu aș spune că Rodica Toth Poiată este și un excelent portretist al stărilor umane, chiar dacă vorbim despre dragoste și iubire. Puteți privi lucrările anotate pe sumezele casei de licitații Vikart. Chiar dacă vorbim despre tristețe, extaz, agonie, erotism, joc și prietenie. Mai pe scurt, atât pictura cât și grafica Rodicăi Toth Poiată reprezintă, cel puțin din punctul meu de vedere, o veritabilă radiografie a sufletului uman și merită să o aplaudăm în această seară, pentru că asta este...